Brusc în Buzău a început să plouă torențial, iar vântul a suflat cu putere. Echipajele ISU Buzău au fost chemate să intervină în mai multe zone după ce mai mulți arbori au căzut peste mașini, cabluri electrice sau pe drum. În plus, pompierii au intervenit și pentru evacuarea apei dintr-o locuință în municipiul Buzău sau evacuarea apei dintr-un beci în localitatea Braza. ISU Prahova a transmis un mesaj ro-alert cod portocaliu meteo pentru partea de sud-est a județului Prahova. Au fost vizate mai multe localități, printre care Urlați, Valea Călugărească, Bucov, Plopu, Mizil, Albești Paleologu sau Ceptura.